Dacă un dulgher strigă strung, ce mai mănâncă el mâine? Păi așa ne învață pe noi partidul, tovarăși. Lucrătorul operativ trebuie să lege prietenie cu țăranul muncitor la care doarme și căruia îi plătește întotdeauna la timp, corect și mulțumitor pentru găzduire și alte servicii aduse. El leagă prietenie și cu țăranul de la care închiriază o căruță, cu cai. Sau a fost judecat un element. S-a întâmplat să fie un element sărac. A fost judecat și condamnat pentru faptele lui. A rămas văduvă. Faptele lui a atras condamnarea și confiscarea averii. Vine patalama cu executarea hotărârei de confiscare. Mergem să confiscăm averea? Merg. Cine merge? Organele. Ce confiscăm? Un bordei și o vacă de 16 ani. De la cine? De la nevasta lui cu 5 copii. Și toți copiii trăgea de vacă și țipa ca la mort. Oricine vede că aceasta nu merge pe linia de a întări regimul nostru, tovarăș. Fără îndoială că când a fost ea creată, legea nu a fost pentru astfel de cazuri. Ea a fost pentru a lua averea celor care au exploatat. Ca avere nu este să iei o vacă din bătătură care are de crescut 5 copii și pe măsă. Noi știm la cazuri din astea unde e copiii mici. Să luăm măsuri pentru greșelile tatălui. Nu aplicăm mecanic nicio lege. Ne gândim, cântărim, evaluăm.